Hello, ce faceți? Mi-au plăcut atât de mult bețele astea pe care le-am folosit săptămâna trecută, încât nu puteam să le las să nu le mai folosesc la încă un aranjament. Opa! Așa. Așa că am pregătit această structură, roata norocului, a zis noi. Nu prea are legătură cu roată, doar că ni s-a părut destul de funny. Și ne-am gândit că o să facem un aranjament foarte, foarte, foarte drăguț în această vază. Ideea e foarte simplă, am pus burete în această vază, am înfipt aceste bețe și am creat un cerc de sârmă de care am pus eprubete. Nimic mai simplu de atât. După cum v-ați obișnuit deja, eu vă arăt numai aranjamente foarte, foarte, foarte simple de făcut. Sau, mă rog, cel puțin sunt frumoase, trebuie să recunoașteți că sunt frumoase. Chiar dacă știi câteodată, da, trebuie să muncești, nu vine totul chiar așa pe tavă, fără să muncești puțin. Bun, o să umplu cu apa aceste eprubete de sticlă. Așa, de fiecare dată când am nevoie de eprubete de sticlă, îmi comand repede de pe floro.ro și vin repede, repede, repede. Înainte să ne apucăm de lucru cu florile, o să punem aici la bază câteva bucăți de reindeer. Ia uite ce frumos este. Așa. O să punem în printre aceste bețe. Gata și cu mușchiul și acum partea mea preferată și anume florile. Mulțumesc Radu de la Grădina Urbană din nou pentru aceste minunății. Ce m-aș face eu fără tine? Și o să începem cu o bază de iederă. Oh, ce frumoasă e asta, ia uite. Super. Gata și cu baza de iederă. Și acum floricelele astea frumoase, frumoase. O să începem cu câteva flori de viburnum. O să pun și câteva matiola. Ce frumos miroase, păcat că nu se poate transmite, să vedeți ce frumos miroase floarea asta, este absolut superbă. Deci, cu puțină răbdare și cu un pic de îndemânare, cu un pic de talent, știți, e greu să găsești un mix bun, dar cu câte un pic din toate, poți să ajungi să faci un aranjament foarte, foarte, foarte frumos și mai ales destul de impresionant, bineînțeles. Așa. Mai pun câteva floricele aici, da? Și între timp vă las și pe voi să începeți să exersați. Și să îmi arătați poze cu ce ați făcut. Și nu uitați să dați like și follow și share și toate cele unde vedeți Daniel Nora Influencer. Subscribe neapărat la canalul meu de YouTube. Pentru că acolo o să vedeți cele mai tari și cele mai frumoase clipuri cu flori. No, vă las, eu continui aici, îmi termin treaba și abia aștept să văd și poze de la voi cu ceea ce ați făcut. Vă pup, pa! Bună! Vrei să facem schimb de gumă? Am nasul mare, dar asta este, am acceptat lucrul ăsta. Mă duc și mi-l operez.